Dezinfectarea cu Ana Sârbu. Bună ziua, sunt Ana Sârbu și astăzi analizăm știrile politice de la categoria politic de pe site-urile televiziunilor de la Chișinău și nu doar. Începem analiza știrilor politice din ultima săptămână de pe jurnal.md. Din ultimile 20 de știri politice, 11 din ele sunt despre deputații și liderii blocului Acum, care apar într-o lumină pozitivă. Citez câteva titluri. Dungaciu. Apariția acum din stradă, direct în Parlament, un semn revigorant și încurajator pentru perspectiva europeană a Republicii Moldova. Sau, citez, blocul acum invită deputații necontrolați de regimul oligarhic la discuții în Parlament pe 2 aprilie. Totodată, jurnal.md a scris câteva despre PD și Vlad Plahotniuc, știri în care aceștia apar într-o lumină negativă. Citez unul din titluri, presa Kremlinului despre Plahotniuc. În Europa nimeni nu dă mâna cu el, e toxic pentru toți, iar mărul otrăvit este la Dodon. Pe cealaltă baricadă, cei de la Prime.md înclină balanța pozitivă spre PD. Din ultimile 20 știri politice publicate pe site, 10 sunt despre membrii PD și acțiunile acestora. Citez unul din titluri. Kiril Gaburici la replica. Vom avea drumuri de calitate date în exploatare în termenii stabiliți. Totodată, 5 știri sunt despre PPDA și PAS, care apar în lumină negativă. Citez. Scandal în blocul acum. Andrei Năstase ar insista asupra unei singure fracțiuni în Parlament. Cei de la Argument în Factă, la categoria politică, aleg să publice cele mai multe știri despre președintele Igor Dodon și PSRM. Astfel că din ultimile 20 de știri politice, 18 sunt despre șeful statului și membrii Partidului Socialiștilor, care apar în context pozitiv. Una din celelalte două este despre blocul acum, iar cealaltă despre o lege publicată în Monitorul Oficial. Continuăm cu Sputnik.md. Pe acest site, la categoria politic, nu vom găsi favoriți. În schimb, vom descoperi că redactorii publică multe știri politice externe. Ca de exemplu, din ultimele 20 de știri politice, 10 au fost despre alegerile din Ucraina, 2 despre Franța, 2 despre Federația Rusă, o știre despre Brexit și una despre Israel. Uneori, dragi telespectatori, pentru ca să vă faceți concluzii despre echidistanța și independența unui post TV sau unui site informațional, este destul să faceți scroll peste știrile publicate la categoria politic. Cu siguranță, nu este destul să analizați ce postează doar într-o singură săptămână. Pentru a fi sigur de analiza voastră, e nevoie să urmăriți în permanență pentru a vă face concluzii coerente. Atât a fost pentru emisiunea de astăzi. Nu uitați, confruntați și analizați informațiile. Rămâneți pe TV8, televiziunea oamenilor liberi.